4.000 de lei va primi fiecare absolvent de bacalaureat care a obținut media 10 la examenul de final de an și cei de clasa 8-a cu media 10 la capacitate vor primi sume de bani. Vreau să spun doar că după recalcularea, după reverificarea tezelor de bacalaureat, 3 elevi din municipiul Mihulcea au luat la 10. Acest lucru mă bucură foarte mult. Și conform respectul pe care îl purtăm pentru cei meritoși, vom acorda câte o primă acestor elevi de 40 de milioane de lei pentru fiecare. Și pentru cei care au, cei 9 elevi care au luat la 10 la examenul de evaluare, vom primi o primă substanțială 2.000 sau 3.000 de lei, pe de preț. Cei 3 elevi de 10 la bacalaureat sunt Ana Maria Gabriela Berbece de la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab-Râmnicu-Vâlcea, Pârvu Ilie Sergiu de la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab-Râmnicu-Vâlcea și Roată Ștefan Cristian de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu-Vâlcea.